Odată cu începerea noului an școlar a fost reluată activitatea secțiilor sportive și centrelor de pregătire a rezervelor olimpice. Pentru tinerii performeri de regiunea Quebec a fost organizat un stagiu de pregătire condus de campionul mondial, japonezul sensei Kasibasaki. Împreună cu specialiștii probe, antrenorii sportivi de performanță, pe tatame s-au aflat candidații lotul reprezentativ în vederea pregătirilor și participării la Jocurile Olimpice de Tineret, programate în Argentina în 2018. La categoria de greutate 60 de kg, unul dintre pretendenții principala calificare este considerat Bogdan Jura, posesor a 8 medale cucerite în cadrul campionatelor, cupilor și turneilor internaționale disputate în Canada pe parcursul ultimilor 2 ani. Practică judoul de la vârsta de 6 ani la inițiativa tatălui Marin Jura. Bogdan a remarcat succesul lui Eugen Matveiciuc la campionatul mondial de cadeți și spune că visează și el să urce pe podium la competiții mari. Visul meu e să câștig Jocurile Olimpice și să câștig campionatul mondial de judo. Am câștigat locul 5 la Panamericanele Senior în Panama și am obținut și centura neagră săptămâna trecută și am fost calificată pentru campionatul mondial în Croația în octombrie. Deja în sezonul viitor am putea asista la dueluri tare între judocane moldoveni și cei care reprezintă Canada.